Iată că postul nașterii Domnului este un post ține cu cetățeanul. Ține, da, și care ține și cu nutriția. Deci dacă l-am ține în mod tradițional și în spiritul credinței, chiar atunci n-am putea alege cu o stare de sănătate mai bună, cu un organism chiar mai puțin intoxicat cu tot felul de reziduri metabolice, în primul rând. Am înțeles, deci să înțelegem bine. Postul nu înseamnă și dietă sau eventual o slăbire, adică să slăbim, să ne... Postul nu se ține pentru lucrul acesta. Postul, cum am spus, ținta lui este una spirituală. Spirituală. Dumneavoastră țineți post? Eu, ca să vă spun cinstit, am ținut post. Am vrut să țin și anul acesta, dar datorită anumitor împrejurări s-a întâmplat ca acum câteva zile să mănânc ceva de dulce. Dar voi ține ultima săptămână cu siguranță. Sigur, acum sunt și persoane care nu pot ține post. Este vorba de femeile însărcinate, femeile care alăptează, anumite boli. Sigur, lucrurile acestea sunt, dacă vreți, constatate de medic, și după ce medicul îți recomandă să nu ții post, mergi la duhovnic, la preot și îți dă dezlegare.